Sute de persoane s-au aflat la început de weekend pe faleza de la casino. Unii au ieșit să se bucure de vremea frumoasă, iar alții au vrut să marcheze altfel ziua de dragobete. Mai mulți tineri au ales să elibereze în aer baloane în formă de inimă. Astăzi, pentru că este dragobete și știm cu toții că este sărbătoarea iubirii, vrem să promovăm autenticul, vrem să promovăm ceea ce este românesc și asta pentru că suntem români, iubim românește, ne exprimăm românește. Nu ne exprimăm în sintame de genul Be Mine sau I Love You, ne spunem celor dragi te iubesc. Cei mai mulți dintre cei prezenți preferă să sărbătorească ziua de dragobete în detrimentul zilei de Sfântul Valentin, sărbătoarea fiind împrumutată de peste ocean. Considerăm că este important să ne promovăm tradițiile, să încercăm să ne uităm și către ceea ce înseamnă România, ceea ce înseamnă să iubești românește și să valorificăm mai mult această sărbătoare. Tinerii au avut cu ei mesaje prin care au vrut să le arate celor care se aflau la plimbare că ei iubesc românește. Însă ce înseamnă cu adevărat să iubim românește, ne pot spune cei care sunt împreună de câteva decenii. Să fim români. Nu, na, asta înseamnă? Să fim români. Să vă mai lăsăm păstrăini în pace. Să nu le adaptăm toate obiceiurile. Avem obiceiurile noastre foarte frumoase și nu e nevoie să luăm de la altă. Peste 400 de baloane colorate în formă de inimă au fost eliberate în aer. Așa tinerii au putut spune că iubirea chiar plutește în aer. 3, 2, 1. Love is in the air. Everywhere I look around.